Consiliul Județean Galați și proiectanții viitorului aeroport internațional Galați-Brăila au reușit să obțină avizul Romața pentru realizarea acestui obiectiv. Potrivit indicatorilor tehnici aprobați, aeroportul va fi amplasat între comunele gălățene Braniștea, Slobozia, Conachi și Tudor Vladimirescu. Aeroportul va cuprinde un terminal de pasageri cu turn de control integrat și o suprafață construită de peste 15.000 de metri pătrați. De asemenea, aeroportul va dispune de un terminal cargo cu o suprafață de peste 5.000 de metri pătrați. Pista aeroportului va avea o lungime de 3.500 de metri, similară cu pistele de la Otopeni, Timișoara și Constanța, și va putea deservi inclusiv aeronave de mare capacitate. Conform studiilor de trafic, area de captare a aeroportului internațional Galați-Brăila are potențialul de a ajunge în 15 ani la un trafic de 1 milion de pasageri pe an. Până la sfârșitul acestui an, se va definitiva studiul de fezabilitate și documentația necesară trecerii la obținerea finanțării și lansarea licitației privind lucrările de construcții. La acest proiect, CJ Galați colaborează cu CJ Brăila în urma unui parteneriat încheiat în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic în zona de sud-est.